Oamenii care urmează să ajungă în câteva momente aici pot servi un scenariu de film, pentru că în fiecare zi viața lor este poate pe alocuri o luptă, poate pe alocuri speranță și încredere. Tudor Cârlan este cel care, în pofida tuturor greutăților, rămâne dârz, iar momentul în care a fost invitat al emisiunii noastre a emoționat toți urmăritorii. Acum organizează un concert și are nevoie de ajutorul nostru. Tudor Cârlan este alături de mine astăzi și vreau să-l salut și să-i zic bună seara și bine ai venit! Bună seara, bună seara. Noroc, noroc, bine ai venit! Și-a urmat visul, chiar dacă a fost uneori limitat din cauza problemelor de sănătate. Iar ceea ce l-a salvat pe Tudor Cârlan a fost muzica. Eram pe propriile picioare, eram foarte bucuros că pot merge ca orice persoană care merge pe picioare. După ce am observat că am probleme cu sănătatea, la ulcer aveam, m-am oprit cu muzica. Mulți și-l amintesc pe Tudor și din perioada când activa la circul din capitală. Ajungem la primul concert. Trebuie explicat ce trebuie să faci tu nimic. Acolo. Nimic. Și doar ce ai făcut când ai ajuns la concert? Doar m-a uitat adânșii. Așa. Cel mult de 10 minute a stat. Dă-ți spate să ies pe scenă. De răspundeți că tu ești gata. Mă duc redrede de copii, că m-a văzut ha-ha-ha, tare zâmbit, dar nu pierdești. Și experiența ta în circ a fost una frumoasă, 6 ani ai muncit până când a fost un accident. Da, 6 ani de zile muncit. Acum acesta organizează concerte de binefacere, este în plin activitate și nu se oprește în loc. Ce simț al umorului dezvoltat are, cât de omenos este și direct uneori, pentru că avem nevoie să nu mai mergem atâta prin ocolișuri. Mulțumesc tare mult că ai venit astăzi la emisiune, mă bucur că ai ajuns în platoul nostru. Mulțumesc pentru invitație și mare drag. Tate, vină iar, ai plecat și m-ai lăsat, hoineri. Aceste momente în care Tudor a cântat și a cântat Dorul de Tată a emoționat zeci, sute de mii, practic în scurt timp va avea și 1 milion de vizualizări la această melodie. Astăzi Tudor e în platoul nostru, este pregătit cu microfonul în mână să ne cânte o altă melodie, iarăși despre tata, pentru că a lăsat un mare gol atunci când a plecat. Și-mi vine să strig în gura mare, lasă-o de lumea toate, că a rămas numai cu mamă, unde tata să mă vadă acum. Lasă-o de lumea toate, că a rămas numai cu mamă, unde tata să mă vadă acum. Și să te apere tata la masă, mama mult se chinuia, tăticul meu nu mi-e dea, unde tata să mă vadă acum. Mama mult se chinuia, tăticul meu nu mi-e dea, unde tata să mă vadă acum.
tate să mă vezi, ce de rău acum trăiesc, unde-i tata să mă vad acum. Vino tate să mă vezi, ce de rău acum trăiesc, unde-i tata să mă vad acum. Vino tate să mă vezi, ce de rău acum trăiesc, unde-i tata să mă vad acum. Ce de râu acum trăiesc, unde tata să mă vad acum. Bine ai revenit, dragule. Bine v-am găsit. Parcă data trecută ziceam că ești cu țâmbetul pe buze și acum plângem un pic. Înțelegeți când știu cum am povestit și data trecută să rămâi cu fără tăticul de la 13 ani. Și e foarte greu, da? Hai să mergem la masă, să ne aranjăm și să povestim mai departe, pentru că tu ai revenit aici, în platoul nostru, cu un anunț pentru cei care ne urmăresc, pentru cei care te urmăresc. Aduni o gașcă mare de prieteni în jurul tău. Da, în timpul de față am foarte mare nevoie de susținerea oamenilor, de susținerea prietenilor, de a pleca cât mai urgent, cum mi-a venit răspunsul, că să plec cât mai urgent la operație în Bologna, cu ajutorul domnului Gheorghe Frâncu, că când a fost la dumneavoastră data trecută, el pe mine m-a văzut și a hotărât să mă ajute, ca să mă pui pe picioare și chiar le mulțumesc din suflet și mă chiar în fața lor și la echipa din Bologna, niște voluntari acolo, știi, tot prietenii care au făcut cunoștință, m-au ajutat și de Crăciun cu mici surprize. Vezi și ce înseamnă să apar la vorbe bune? Dai peste oameni buni. Da, chiar îi mulțumesc lui domnul Gheorghe Frâncu, Dumnezeu să-i dea sănătate, și îi mulțumesc clinicii care au acceptat și au văzut problema mea dată. Deci tu trebuie să faci o operație unde? Ca să ce? Ca să poți... Eu trebuie să fac o operație cât mai urgent în Bologna, la... Italia, la Bologna, în Italia, uh-huh, pentru a putea merge din nou, uh-huh, cum v-am spus. Asta îți dau medicii, șansele, da, mi-au spus să cași pe picioarele tale. Foarte mari, ca să pot merge pe picioarele. Și mele. Ai nevoie de? Am nevoie de 22.000 de euro, cu tot cu recuperare, să stăm acolo o lună jumate. Și chiar mă chin în fața oamenilor să dai de mână de ajutor, ca să mă pot deplasa de nou, că, într-adevăr, e foarte greu să stai în scaune cu tine. Mai ales tu fiind cel care erai pe propriile picioare și independent, îți câștigai și pâinea ta. În organizarea concertului, care urmează să fie pe 24 martie, da. Ora 18:30, mai avem o lună de zile. Te ajută cineva? Da, au început să mă apeleze deja lumea, au început să mă apeleze o persoană, au apelat, au procurat bilete, chiar îi mulțumesc și dumneavoastră. Ei, până la cumpărarea biletelor mai este...